Da, m-am gândit să lansez o provocare. Provocarea se cheamă COVID pozitiv. Eu nu m-am săturat, realmente să fim invadați de panică. Panică de peste tot. Războiul bate la ușă. Putin, Donald Trump, pachinezii, aoleu, nu știu ce avioane aruncă soluții, vor să reducă din populație și așa mai departe. Lucrurile astea nu ne sunt benefice. Suntem asediați cu panică și panica blochează. Când ai panică, nu te gândești la soluție. Și cred că avem nevoie de o provocare de genul acesta, pentru că ne forțează practic să vedem părțile bune din orice rău. Noi am uitat chestia asta, de regulă am ajuns în momentul în care vedem doar răul în orice. Și această provocare are menirea să ne facă, să ne punem mintea la contribuție și să găsim aspectele pozitive. Așadar, provocarea constă în faptul că fiecare din prietenii mei enumerați trebuie să-mi spună trei aspecte pozitive din ceea ce înseamnă COVID-19. Primul aspect ar fi acela că ne reîntoarcem la Dumnezeu. Cel puțin ne reamintim cât de important este El în viețile noastre. Important de ce? Pentru că El înseamnă echilibru. Și noi trăim ceea ce trăim pentru că a dispărut acest echilibru nu doar în România. E o chestie globală. Așadar, foarte mulți dintre noi ne vom reîntoarce pentru că așa suntem năpădiți la rău, ne reamintim de Creatorul. Al doilea aspect pe care îl văd este acela că COVID-19 readuce umanitatea. Practic vom începe să renunțăm la măștile false pe care societatea ne-a forțat să ni le creăm, astfel încât noi să ne atingem scop. Vom renunța la ipocrizie, vom renunța la falsitate, vom renunța să mai oferim bunul simț în funcție de statutul social al fiecăruia, doar pentru că avem un interes. Vom reînțelege că suntem cu toții egali în fața morții. Moartea nu alege, bogat sau sărac, nu face diferențe, nu există diferențe. Și foarte mulți ne vom trezi, vom învăța ce trebuie să apreciem cu adevărat. O să știm să facem diferența între moft și necesitate. Vom învăța să fim naturali și să căutăm doar aprecierile adevărate, cele reale, nu cele false. Iar al treilea aspect benefic pe care îl văd este faptul că învățăm și ne reamintim cât de importanți sunt părinții noștri. Ne reamintim faptul că ei au fost primii care ne-au susținut și ne-au îndemnat la primii pași în viață. Ei întotdeauna ne-au susținut și la bine și la rău. S-au sacrificat astfel încât să ne ofere cea mai bună educație. În felul acesta ne reamintim cât de importanți sunt ei. Pentru că ei, prin puterea lui Dumnezeu, ei sunt creatorii noștri. Și foarte mulți am uitat din cauza asta. Ne reamintim cât de important sunt părinții pentru noi, soțiile și copiii noștri. Petrecem timp cu ei, natura respiră și cam astea ar fi cele trei aspecte pozitive pe care îl provoc pe Mădălin Ionescu, pe Filip, pe Mihai Sereste, pe Tudor Paul și pe Paraschiv Nicolae Răzvan. Aștept și sunt curios care sunt părțile și aspectele pozitive pe care voi le vedeți din ceea ce trăim. Avem nevoie ca oamenii să înțeleagă cât de vital este să căutăm binele și nu doar rău. Am numerat câțiva prieteni de aici, dar fiecare dintre voi, dintre urmăritorii mei, puteți să faceți această provocare, să scrieți COVID pozitiv și să, la rândul vostru, să enumerați prieteni de-ai voștri, astfel încât să ne hrănim și cu aspecte pozitive.